Un bărbat de 78 de ani a dispărut fără urmă din municipiul Lugoj. În data de 11 martie, Milutin Truichici ar fi plecat voluntar de la domiciliul său, iar până în prezent nu a mai revenit. Bărbatul are următoarele semnalmente. Înălțime 1,70 m, 60 kg, păr grizonat cu calviție în partea din față și ochi căprui. Ultima dată când a fost văzut purta o bluză verde cu carouri, pantaloni albaștri și pantofi negri. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze serviciul de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.